Specialiștii cunosc de multă vreme efectul hepatotoxic al paracetamolului, dar până acum nu au existat dovezi ale influențării personalității. Un studiu recent a abordat acest aspect. Cercetătorii au efectuat un studiu cu rezultate neașteptate și până acum necunoscute. Ei au arătat că paracetamolul influențează personalitatea. Mai exact, paracetamolul poate determina o scădere a empatiei. Ca și în cazul altor medicamente, paracetamolul poate provoca o serie de reacții adverse nedorite la începerea tratamentului. Paracetamolul s-a dovedit a fi util atât pentru tratamentul durerii fizice, cât și psihice. Cercetările de la Universitatea de Stat din Ohio au scos la iveală efecte neașteptate. Oamenii de știință au descoperit că paracetamolul poate reduce emoțiile pozitive. Au fost efectuate două studii cu studenți la aceeași universitate. Primul studiu a avut 82 de subiect. Jumătate dintre ei au primit un gram de paracetamol. Cealaltă jumătate a primit un medicament placebo. Apoi, subiecții au așteptat aproximativ o oră până când cercetătorii le-au arătat fotografii menite să provoace anumite emoții. Au existat trei tipuri de fotografii. Foarte neplăcute, copii subnutriți, de exemplu, fotografii neutre, fără o componentă emoțională clară, imagini foarte frumoase. După vizualizarea fiecarei fotografii, subiecților li s-a cerut să evalueze fiecare imagine pe o scară de la minus 5 la 5 și apoi să evalueze răspunsul emoțional pe care l-au avut pe o scară de la 0 la 10. Cei care au luat paracetamol au evaluat fotografiile ca fiind mai puțin emoționante decât cei care au luat un medicament placebo. În plus, același lucru s-a întâmplat și cu emoțiile. După obținerea acestor rezultate, cercetătorii au efectuat un al doilea studiu în care 85 de persoane au urmărit aceleași fotografii. Au urmat aceleași judecăți și reacții emoționale ca în studiul anterior. În plus, oamenii de știință au adăugat un parametru suplimentar pentru a se asigura că imaginile afectează doar emoțiile, nu și judecata. Subiecții au fost nevoiți să evalueze cât de mult albastru au văzut în fiecare fotografie. Persoanele care au luat paracetamol, comparativ cu cele care au luat un medicament placebo, au avut evaluări și reacții emoționale diferite. Atât în cazul fotografiilor negative, cât și în cazul celor pozitive, a existat o mare diferență. Cu toate acestea, aprecierile cu privire la culoarea albastră au fost similare, indiferent dacă participanții luaseră sau nu paracetamol. Prin urmare, rezultatele sugerează faptul că paracetamolul afectează emoțiile, nu judecata. Relatează dozadesanatate.ro.